Aș vrea să-ți propun să dezbatem pe scurt învățătura din Benedictus Deus al lui Meister Eckhart și dintr-o perspectivă ortodoxă. Care este zona aceasta de universalitate a acestei învățături din care omul, creștinul contemporan, își poate trage niște foloase? Și după aceea, următoarea întrebare, tot pe scurt, aș vrea să ne vorbești puțin despre Isihas și din spațiul românesc. Asta așa, înainte de încheiere. Vreau să spun ceva despre Meister Eckhart. Mi se pare un detaliu foarte important. Când citești un autor de o asemenea bogăție și de o asemenea cultură, nu e ca și cum citești gândurile unui om care s-a așezat de unul singur într-o cameră și a început să scrie la ce s-a gândit. Nu. Acolo, în rândurile sale, găsești secole de inteligență teologică, de experiență duhovnicească acumulată, evident, toate filtrate prin propriul suflet, prin propria experiență și prin inteligența cu care a fost înzestrat. În spatele teologiei lui Meister Eckhart se află o influență care este prezentă și în interiorul creștinismului ortodox. A fost o perioadă în secolul 20, în care exegeza s-a temut foarte mult să mărturisească această prezență și într-o anumită măsură a făcut foarte multe lucruri pentru a da o deoparte, de a se face că nu e acolo, de fapt. Și mă refer aici la neoplatonism. Foarte pe scurt, neoplatonismul este o continuare a filozofiei platoniciene. Ultima școală neoplatoniciană neoplatonică se închide în Atena în secolul 5. Este foarte prezent în anumite tratate, neoplatonismul este foarte prezent în anumite tratate ale unor sfinți părinți, dar cum este prezent? Nu e ca și cum își propuneau, să zicem, să fure de la alții. Neoplatonismul ajunsese, așa cum știm noi în zilele noastre, ajunsese, să zicem, să fie undeva cam până în secolul 5, un fel de formă foarte, foarte înaltă de a duce până la capăt gândul despre imposibilitatea de a gândi propriu-zis pe Dumnezeu. Pentru că textele neoplatoniciene se ocupă în principiu cu încercarea de a gândi relația dintre principiu, să zicem Dumnezeu, tradiție creștină, și întemeiate, adică lumea, creația lui Dumnezeu. E o relație foarte complexă. De ce? Pentru că Dumnezeu, dacă ar fi prezent așa cum ar fi El, ar supune numai prezenței sale. El nu se poate arăta pentru că nu se poate identifica cu lumea. Pentru a lăsa lumea să fie, este un gest foarte, o metaforă foarte frumoasă, pentru a lăsa lumea să fie, Dumnezeu trebuie să creeze și o distanță față de lume. Gestul creației sau gestul creierii este și în același timp un gest de iubire, pentru că este un gest prin care lumea este creată, este născută, dar în același timp este și un gest de distanțare, pentru că las pe celălalt să fie și nu să fie tot una cu mine. Ca să pot să am o relație cu cineva, am nevoie și de apropiere și de distanță. Ca atare, ne aflăm în spațiul acesta foarte complicat al apropierii și al distanțierii. Ne aflăm în dificultatea aceasta de a gândi în mod coerent relația dintre temei și temeiate, între Dumnezeu și creație. Ori, neoplatonismul, cu puțin înainte de creștinism, se confruntă cu această dificultate a gândirii a relației dintre cele două. Și reușește să rafineze acest mod de a gândi. Reușește să îi ducă consecințele până la capăt, într-o anumită măsură. Iar capătul înseamnă uimirea. Capătul înseamnă momentul în care îți dai seama că, de fapt, cuvintele tale se suspendă. Cuvintele tale nu pot cuprinde, propriu-zis, conținutul la care vrei să te referi
Și atunci îți rămân, îți rămân câteva variante la îndemână. Fie adresare directă față de cel în fața căruia ai căzut un uimire, când îți dai seama că îți depășește putința de a gândi sau de a concepe. Iar adresarea directă înseamnă rugăciune. Este doxologie. Este, nu mai este discurs predicativ în care spun un predicat despre un subiect, spun despre Dumnezeu că este lumină, ci momentul, sau că este iubire, ci momentul în care mă adresez acelui subiect în mod direct și îi laud, iar lauda este o expresie a uimirii, această incapacitate a mea de a-l cuprinde. Dar în același timp, pentru că eu însumi nu mai sunt în postura asta într-un fel foarte orgolioasă de a-l cuprinde, de a-l defini, de a-l înțelege, îmi mărturisesc și incapacitatea și, de fapt, faptul că aș avea loc ca el să vină așa cum este el, nu cum cred eu că este el. Atunci, Dumnezeu, spune tradiția, are și el loc să acționeze. După ce mintea teologului, care a crezut că poate până la un cap, până la un moment, să înțeleagă ceva și să spună ceva despre Dumnezeu, până când, în momentul în care această minte nu renunță la ambiția sa, Dumnezeu nu se poate arăta ca fiind prezent acolo. Când renunță, când se smerește, are într-adevăr, este posibil o relație. O altă variantă este, de pildă, metafora sau este discursul poetic, prin care realmente încerc să exprim, sau prin alegorie, inexplicabilul. În cazul lui maestrul Eckhart, neoplatonismul este și el prezent acolo. Dar, vedeți, în tradiția creștină lucrurile stau în felul următor. E pur și simplu, să spunem că au folosit un tip de discursivitate extrem de performant. Cu alte cuvinte, nevoia de a gândi relația dintre Dumnezeu și lume, temei și întemeiate. Au folosit ceea ce pe piața culturală, să zicem, se afla și se manifesta cu extrem de multă precizie și acuitate. Dar au încreștinat acest tip de discurs. Este foarte important. Au adus, de fapt, conținutul revelației creștine, și anume că Iisus este Hristosul, că aici este miza. Cum îl înțeleg eu pe Iisus, omul Iisus? Păi înțeleg ca fiind Hristos. Deci este o mărturisire de credință și este ceea ce se revelează în inima mea. Este o interpretare și, în același timp, o vedere prin aparență, adică prin ceea ce mi se arată ochilor mei direct. Că nu este un simplu om, nu este doar Fiul Dumnezeului, ci este Fiul Dumnezeu Tatăl. Și că este Dumnezeu. În momentul în care se întâmplă, după cum spuneam, această încreștinare a neoplatonismului, avem de-a face, de fapt, cu, să spunem, o folosire metodologică a un anumit tip, să spunem, foarte performant de a vorbi și de a gândi. Acest lucru se întâmplă cam din primele secole ale creștinismului, de pildă Sfinții Părinți Capadocei, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Grigorie de Nazians. Ei toți avertizau asupra riscurilor folosirii dialecticii, adică metodei de analiză grecești, a filozofiei grecești. Dar erau cu toții scoliți la Academia din Atena. Cu alte cuvinte, era ca și cum, nu știu, erau la Sorbona zilelor noastre sau erau la King's College. Știau cu ce se mănâncă, propriu-zis, discurs științific, ce înseamnă retorică. Știau despre ce este vorba în înțelepciunea grecească. Și o foloseau. Adică dacă vă uitați în tratatele lor, o să vedeți că, bun, ei avertizează asupra riscului de a cădea în dialectică grecească și de a uita de revelația creștină, propriu-zis. Dar instrumentele sunt acolo, ei le folosesc. Au același tip de a da seama despre variantele interpretative, este o metodă diaporematică, cu alte cuvinte spun ce se află pe piață și care sunt ipotezele aflate într-o anumită problemă la îndemână. Păi uite, 20 de ani înainte nu s-au spus asta. Bun, hai acum să analizăm. Și încep să facă asta. Și avansează o teză, după care o critică cu un argument. Se gândește să vadă ce răspuns poate primi. Uneori răspunsul este autentic, este viu, pentru că este chiar vorba despre poate de o polemică, de o dezbatere cu un alt personaj care uneori în istorie se întâmplă să fie anatemizat ca eretic. Dar metoda este, dacă vreți, instrumentarul, este grecesc. Este vechi grecesc și este folosit. Ori acest instrumentar străbate creștinismul de la răsărit la apus. Îl găsim de pildă la Meister Eckhart. Avem o construcție neoplatoniciană și aici, din păcate, nu este timp
de a da seama, cum s-a mai spus înainte, de a da seama de toate aceste ramificații. Avem de pildă în cazul Meister Eckhart o tripartiție neoplatoniciană. Da, este de-a rândul ei profund încreștinată. Adică, miza lui nu era de a strecura șopârile grecești în revelația creștină. Nu. Era de a căuta să împingi gândul scrutării tainei dumnezeiești până la capăt, folosind cel mai bun instrumentar într-o anumită măsură, dar fără a-l idolatriza. Foarte important, că tot vorbeam înainte și de idolatrie. Idolatria poate să fie una inclusiv de tip intelectual. Adesea este foarte utilă. Ca atare, în cazul lui Meister Eckhart avem și acest tip de anvergură intelectuală, care face și prin asta să fie foarte mare. Evident, pe de altă parte, avem și această dimensiune ascetică. Era un dominican. Acolo este foarte multă practică monahală. Iarăși, practica monahală este într-o anumită măsură calea regală care unifică cele două tradiții, apuseană și răsăriteană. Pentru că bazele monahismului sunt dinaintea marii schisme. Sunt într-un fel aceleași. Avem să nu uităm de pildă, exegeza deja o arată foarte clar, că tot ce înseamnă de pildă monahism insular, mă refer la Anglia, la Marea Britanie, este de fapt, monahismul de acolo a fost creat și inundat de părinții din pustia Egiptului, care pe bărci și corăbii au ajuns acolo și au întemeiat așezări monahale pe tipicul egiptean, care tipic egiptean era la rândul lui deja inundat inclusiv de influențe unor palestiniene. Mă rog, acolo a fost un dus întors între Egipt și Palestina. Însă, în cazul acesta, în cazul Meister Eckhart, avem această prezență destul de proprie creștinismului, adică acest tip de prezența unei filozofii grecești foarte, foarte, foarte riguros încreștinate. Ori, o să spun acum și să spun câteva cuvinte despre cea de-a doua întrebare. Cum mai este cu isihasmul în spațiul românesc? Păi, primul răspuns este, și cel mai important este că este. Da, nu știu cât de mare este, dar știu că este și o spun nu pentru că am avut eu experiența lui, ci pentru că am întâlnit părinți care vorbesc despre asta. Acum un an îl întâlneam pe părintele Valerian, care sluja atunci, era la Schitul Pătrunsa, și care spunea, slavă Domnului, avem pusnici și pusnice retrase în păduri. Avem mulți. Adică pusnicii asta fac, cu asta se ocupă, cu această rugăciune neîncetată. Avem, de asemenea, Gheronda în spațiul laic. Bătrânii aceștia despre care se vorbește în carte, și se spune notat și în carte acest lucru, nu sunt de găsit doar în spațiul monahal. Sunt, uneori, laici, adică oameni care nu au fost duși monahii sau care nu sunt, nu fac parte din cler, dar care au dobândit rugăciunea. Și există, chiar am aflat chiar la Vatoped, că există și această practică și în Grecia, la noi nu știu dacă există, ar fi interesant de aflat, că sunt uneori laici care au primit harisme de la Dumnezeu, cum e de pildă acest dar al discernământului. Cu alte cuvinte, cum se spune în limbajul mai coloquial bisericesc, ca o radă duhovnicesc. Uite la tine și cam știu despre ce este vorba. Și primesc oameni la spovedanie, deci sunt trimiși de către preoți să se spovedească, dar evident ei nu dau nicio rugăciune de ridicare, de iertare și de ridicare a păcatelor. În schimb ascultă, dau îndrumare, după care, după ce au ascultat și i-au primit îndrumarea, sunt trimiși la un preot care le face rugăciunile conform celor spuse și de acel om. Iar asta se întâmplă zilele noastre. E adevărat, nu știu dacă la noi aici ar fi interesant de aflat. Dar știu sigur că sunt mărturii ale unor părinți, care au fost unor părinți străini, altor părinți de la noi, care spun că da, sunt ucenici în lume care au de pildă rugăciunea neîncetată. Cu funcții care mai variate, de la
mamă de 7 copii la CEO de companie. Aici nu, nu există oficia postului pe director pentru a te califica în vederea dobândirii rugăciunii. Cred că, și cu asta aș vrea să închei, am fi poate foarte câștigați dacă în anii care urmează ar fi accentuate două demersuri. Unu, scoaterea la lumină din arhivele bisericii și uneori chiar ale CNSAS-ului mărturii despre martirii închisorilor, pentru că acolo sunt multe cazuri de sfințenie de oameni care au intrat eventual în pușcărie păcătoși și au ieșit și au murit sfinți acolo. Și sunt mărturii despre ei și sunt și istorici care caută în arhive și care spun că ar merita și că există de altfel câteva proiecte de acest fel, dar încă nu au fost făcute publice, încă nu sunt publicate cărțile și rezultatele cercetărilor, în care se află foarte multe, s-ar afla foarte multe lucruri uimitoare despre prezența acestor martiri din pușcăriile comunismului. Pe de o parte și pe de altă parte, într-o fel este vorba tot despre ei, poate că ar merita să fie luată și mai serios prezența în, la jumătatea secolului 20 a ceea ce a însemnat pentru spațiul teologic românesc grupul Rugului Aprins. Pentru că acolo era vorba despre un veritabil nucleu duhovnicesc și despre, poate, cel mai pregnant vârf de inteligență, cel mai înalt vârf de inteligență teologică pe care Ortodoxia din România a avut-o. Da. Oamenii care au fost în acea grupare au fost oameni nu doar de o inteligență uimitoare și de un rafinament cum rare îl poți întâlni, nu știu, mă refer, nu știu, la părintele Andrei Scrima, la Alexandru Mironescu, sunt deja oameni care ale căror texte au mai fost publicate la noi, părintele Benedict Ghiuș, despre care deja există mărturii că ar fi avut o viață sfântă, părintele Dumitru profesor de logică, Anton Dumitriu, despre care iarăși există mărturii că avea rugăciunea inimii, profesor de logică cu rugăciunea inimii și care era într-o foarte strânsă relație cu părintele Cleopa. Într-o ultimă stoare este foarte păcat că noi nu, că stăm efectiv pe o comoară de inteligență teologică și nu știm de ea în acest moment. Și este o inteligență teologică isihastă, pentru că era împletită cu rugăciunea. Nu se întâlneau doar pentru a discuta pe teme teologice, ci aprofundau rugăciunea, aveau rezultate și le împărtășeau între ei și progresau. Mulțumesc, Andrei. Părinte Lucian, te